Cătălin Fercu e motiv de controversă între Federația Română de Rugby și RCM Timișoara. Jucătorul nu a făcut deplasare la Cupa Mondială alături de Naționala României din cauza că e frică să zboare cu avionul. Forul de la București a trimis un fax clubului bănățean prin care îi recomandă să nu îl folosească pe rugbist până la judecarea cazului. Cu toate acestea, timișorenii spun că îl vor trimite în teren pe Fercu sâmbătă, la ultima etapă din Campionatul Național de Rugby în 7. Din cât ne dăm de seama și citim regulamentul, nu este niciun articol care să prevadă această sancțiune. Fercu va fi omul cheie al studenților la ultimul turneu de rugby olimpic de la Constanța. Galben-albaștri împart cu Steaua locul 2 în clasament. În cazul unui succes la malul mării, coroborat cu locul 3 sau mai jos, obținut de liderul CSM Baia Mare, Timișoara devine campioana României. Noi am fost cât de cât Constanța, avem două locuri, 2 și un loc 3, însă suntem un pic în ceață cu sistemul de punctare. Nu știu dacă se va puncta exact, nici nu a fost anunțat dacă se va puncta exact meciurile câștigate sau clasarea la fiecare turneu în parte. Cosmin Cioriciu nu se va baza la București pe serviciile lui Roșu și Tănase, ambii accidentați. RCM Universitatea e în grupă cu Steaua, CSU Arad și CSM București.